numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iubiți ascultători ai postului de Radio Maria și iubiți credincioși de toate vârstele care sunteți în legătură directă cu noi pe internet. În condițiile de izolare create de COVID-19 și legile impuse de autoritățile civile, în spiritul solidarității creștine și umane, pentru a nu favoriza răspândirea acestui virus, ne vedem nevoiți să continuăm celebrările liturgice în catedrală și în bisericile noastre, fără popor. E dezolant. Aproape ne dau lacrimile. Dar poate o merităm. Se acumulase prea mult individualism în lume, prea multă răutate, prea multă nedreptate, prea multă ipocrizie și minciună, prea multă imoralitate, prea multă bătaie de joc de natură și de creație, prea multă, puteți continua fiecare. Vă rog să înțelegeți această stare grea de lucruri și profitând de mijloacele moderne de comunicare în masă, internetul, televiziunea, radioul, să ne unim cu toții în rugăciune pentru a ne păstra vie credința în sufletele noastre, implorându-L pe Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a tuturor Sfinților, să alunge de la noi cât mai repede acest virus devastator, ca să revenim la viața normală, dar transformați în creștini și în oameni mai buni, mai iubitori unii față de alții și cu respect mai mare față de natură și creație. Pentru că suntem greșitori și păcătoși, acum să ne recunoaștem păcatele, păstrând un moment de tăcere. Și să cerem iertare cu umilință lui Dumnezeu ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
rugăm, Doamne, că ajutați de Tine să trăim și noi în dragostea care L-a făcut pe Fiul Tău să-și dea viața din iubire pentru lume. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ezechiel. În zilele acelea, Domnul Dumnezeu a zis: Iată, eu voi deschide mormintele voastre, vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi face să veniți în pământul lui Israel. Veți cunoaște că eu sunt Domnul când voi deschide mormintele voastre și vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi face să vă odihniți în pământul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul, am vorbit și am făcut. Oracolul Domnului. Cuvântul Domnului. La Domnul este înturare și belșug de mântuire. La Domnul este înturare și belșug de mântuire. Dintr-o adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu, pleacă-ți urechea Ta la glasul rugăciunii mele. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare și ne temem de Tine. Nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu speră în cuvântul Său. Sufletul meu îl așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii virea sorilor. Nădăjduiască Israel în Domnul, căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. El îl va mântui pe Israel de toate fără de legile sale. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu, însă voi nu sunteți în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este al lui. Dar dacă Hristos este în voi,
deși trupul este muritor din cauza păcatului, Duhul este viață datorită dreptății. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, Cel care l-a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în voi. Cuvântul Domnului. Învierea și viața, spune Domnul, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Mulțumire Hristoase, Regele Măririi Veșnice, să fie cu voi. Și cu dumneavoastră. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, era bolnav un oarecare Lazar din Betania, din satul Mariei și al Martei, sora ei. Maria era aceea care îl unsese pe Domnul cu mireasmă și îi uscase picioarele cu părul ei. Fratele ei, Lazar, era bolnav. Așadar, surorile au trimis să-i se spună: Doamne, iată, cel care ție prieten este bolnav. Auzind, Iisus a zis: Această boală nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. Deși Iisus îi iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar, când a auzit că este bolnav, a rămas 2 zile în locul în care era. Abia după aceea le-a spus discipolilor: Să mergem din nou în Iudeea. Discipolii i-au spus: Rabi, acum căutau iudeii să te bată cu pietre și tu mergi iarăși acolo? Iisus a răspuns: Oare nu sunt 12 ore într-o zi? Dacă cineva umblă în timpul zilei, nu se poticnește, pentru că vede lumina acestei lumi. Însă dacă cineva umblă în timpul nopții, se poticnește, pentru că lumina nu este în el. După ce a spus aceasta, a adăugat: Lazar, prietenul meu, a adormit, dar mă duc să-l trezesc. Atunci discipolii i-au zis: Doamne, dacă doarme, va fi salvat. De fapt, Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre somnul obișnuit. Așadar, Iisus le-a spus deschis: Lazar a murit și mă bucur pentru voi că nu eram acolo, pentru ca voi să credeți, dar să mergem la el. Atunci Toma, cel numit geamănul, a spus celorlalți discipoli: Să mergem și noi ca să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că era deja de 4 zile în mormânt. Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii. Și mulți iudei veniseră la Marta și Maria ca să le consoleze pentru fratele lor.
Când a auzit că a venit Iisus, Marta i-a ieșit în întâmpinare. Maria stătea în casă. Așadar, Marta i-a spus lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Însă și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a spus, fratele tău va învia. Marta i-a zis, știu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă. Iisus i-a spus, eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Crezi tu aceasta? Ea, răspunzând, a zis, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine în lume. După ce a spus ea aceasta, s-a dus și a chemat-o pe sora ei, Maria, spunându-i în taină, Învățătorul este aici și te cheamă. Când a auzit, Maria s-a ridicat repede și a venit la el. Încă nu ajunsese Iisus în sat, ci se afla tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Atunci iudeii, care erau în casă cu ea și o consolau, văzându-o pe Maria că s-a ridicat în grabă și a ieșit, au venit după ea, crezând că merge la mormânt ca să plângă acolo. Când a ajuns Maria unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui spunându-i, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Iar Iisus, când a văzut-o că plânge și că plâng și iudeii care au venit cu ea, s-a înfiorat în spirit și s-a tulburat. Și a zis, unde l-ați pus? I-au răspuns, Doamne, vino și vezi. Și Iisus a lăcrimat. Atunci iudeii au început să spună, iată cât de mult îl iubea. Dar unii dintre ei au zis, nu a putut el care a deschis ochii orbului să facă în așa fel ca acesta să nu moară? Iisus a înfiorat din nou și a mers la mormânt. Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră. Iisus a zis, ridicați piatra. Marta, sora celui mort, i-a zis, Doamne, miroase de acum, căci e de 4 zile. Iisus i-a spus, nu ți-am zis că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra. Atunci și-a ridicat ochii și a spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că mă asculți întotdeauna, însă am spus-o pentru mulțimea ce mă înconjoară, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Spunând acestea, a strigat cu glas puternic, Lazar, vino afară! A ieșit mortul legat la picioare și la mâini cu fâșii de pânză, iar fața lui era înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ceea ce făcuse el, au crezut în el. Cuvântul Domnului! Iubiți confrați preoți, dragi surori, dragi ascultători ai postului de Radio Maria și iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi pe internet. Suntem în a 5-a duminică din timpul sfânt al postului mare. Este ultima duminică
înainte de săptămâna sfântă sau săptămâna mare, pentru că duminica viitoare vom începe această săptămână cu Duminica Floriilor. Potrivit unei tradiții vechi în biserică, astăzi crucea principală, cum vedeți aici în biserică, este acoperită. Pentru ca noi să ne interiorizăm mai mult în aceste zile premergătoare Paștelui, să ne gândim mai mult la prețul mare pe care l-a plătit Fiul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră, să ne convertim cu adevărat. Această cruce va fi dezvelită în mod solemn în cadrul unui ritual special în Vinerea Mare și o vom adora, arătând prin aceasta recunoștința noastră față de mântuirea pe care ne-a adus-o Dumnezeu. În timpul sfânt al postului mare, după ce în prima zi biserica a pus pe capetele noastre cenușa și ne-a invitat la convertire și pocăință, pe parcursul întregului post, biserica se îngrijește să ne apropie tot mai mult de Iisus, să-L cunoaștem mai mult, ca să-L iubim mai mult. Așa că biserica l-a prezentat pe Iisus mai întâi ispitit de diavol, învățându-ne cum să ne comportăm noi în ispite. Apoi ne l-a prezentat pe Iisus pe muntele Tabor, transfigurat, voind să ne învețe că la capătul drumului crucii, calvarului, este bucuria și fericirea învierii. Apoi ne l-a prezentat pe Iisus la fântâna lui Iacob, stând de vorbă cu samariteana, pentru ca să reținem că Iisus este pentru noi toți apa cea vie, din care cel care bea nu va mai înseta vreodată. Ne l-a prezentat apoi pe Iisus vindecând orbul din naștere, arătând astfel că Iisus este pentru noi toți lumina lumii. Cine mă urmează, spune Iisus, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și iată că astăzi Iisus ne este prezentat ca fiind învierea și viața. Evanghelia este precedată de cele două lecturi care ne trimit tot acolo, învierea și viața. Ne oprim asupra acestui fragment evanghelic. Am ascultat forma lungă a relatării din Evanghelie, pentru că este foarte important pentru noi să urmărim și detaliile acestei răsunătoare minuni pe care a făcut-o Iisus, înviindu-l pe Lazar și având aici un preambul al învierii sale glorioase din morți. Oprindu-ne asupra acestui fragment din Evanghelie, să urmărim trei puncte pe care le scoate în evidență așa de frumos prefața de la Sfânta Liturghie. O vom auzi îndată. Primul punct spune prefața zilei că Iisus, fiind om adevărat, a plâns pe prietenul său Lazar. Al doilea punct spune mai departe prefața că Iisus, fiind Dumnezeu adevărat, l-a înviat pe Lazar din morți. Și al treilea punct al reflecției, sugerat tot de prefața zilei,
spune prefața că Iisus, arătându-și mila față de întreg neamul omenesc, prin tainele sfinte, ne duce pe toți la o viață nouă. Ce frumos este sintetizată Evanghelia în aceste cuvinte ale prefației, pe care le explic un pic acum. Mai întâi, deci Iisus fiind om adevărat, Dumnezeu fiind, El s-a făcut om și s-a manifestat ca om în cei 33 de ani cât a trăit ca om pe pământ. Și aici avem un exemplu concret, cum Iisus ca om adevărat se află în fața unui prieten de-al său care era mort și a plâns. Așa cum facem noi când ne moare cineva din cei dragi ai noștri, un prieten drag. Ce fel de prietenie avea Iisus cu Lazar și cu surorile sale, Marta și Maria, care locuiau la doar 3 km de Ierusalim, în Betania, în partea opusă a muntelui Măslinilor? Ce prietenie avea Iisus, că mergea deseori acolo, când mergea la Ierusalim, nu era dată în care să nu treacă și pe la acești prieteni ai Săi. Prietenia lui Iisus cu această familie era o prietenie profundă, delicată, o prietenie strânsă, aleasă, o prietenie sinceră. A fost sesizată, dacă ați urmărit cu atenție în Evanghelie, chiar și de iudeii care erau prezenți la mormântul lui Lazar, când Iisus a lăcrimat, ce au spus iudeii? Iată cât de mult îl iubește! Iată ce om este, ca noi toți oamenii! Prietenia lui Iisus față de Lazar este și demonstrată prin faptul că, ați auzit în Evanghelie, deși el știa foarte bine că este urmărit de iudei ca să-l dea la moarte și de aceea s-a dus departe, dincolo de Iordan, unde Ioan Botezătorul predicase, când aude de moartea prietenului său, Lazar, se duce înfruntând teama, se duce din nou în Betania, trecând prin Ierusalim. O prietenie demonstrată și totuși o prietenie curioasă, și pentru iudeii de atunci și pentru noi, cei care ascultăm și astăzi acest fragment din Evanghelie. De ce curioasă? Pentru că atunci când află, îi se aduce vestea că prietenul său drag a murit, spune evanghelistul, n-a mers imediat, a mai zăbovit 2 zile. De aceea spune unui ce fel de prietenie adevărată e asta dacă nu se duce îndată ca să-l învie, cum a făcut să-l vindece de boala în care el se afla, Lazar, cum a făcut cu atâția bolnavi și a vindecat. A mai zăbovit 2 zile și încă până a ajuns la Lazar au trecut 4 zile, cum spune Marta, când Iisus spune, dați piatra la o parte, Doamne, miroase! Acolo sunt călduri mari și nu era atunci tehnologia de astăzi cu frigidere, cu congelatoare, ci mortul era îngropat repede, uneori chiar în aceeași zi. Miroase. Și atunci Iisus îi spune Martei și să reținem cuvântul său, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Putem face aici o reflexie. Deci Iisus nu se duce imediat, că putea merge imediat să-l vindece pe Lazar, care era pe moarte, înainte de a muri, deci. El așteaptă, a murit Lazar, ca să facă o minune mult mai mare și răsunătoare, să-l învie din morți. Și aici să ne gândim la noi înșine. De câte ori avem impresia că ne rugăm degeaba, că Dumnezeu nu ne ascultă. Și în situația cu virusul acesta, ne rugăm,
Papa s-a rugat, biserica se roagă și parcă avem impresia că Dumnezeu nu ne ascultă. Ne rugăm degeaba și ne descurajăm. Fraților, vă rog să le țineți foarte bine. Nu există rugăciune spusă de om neascultată de Dumnezeu. Nu există. Dumnezeu întârzie, dar nu uită niciodată rugăciunea pe care o facem. Nu ne ascultă adevărat totdeauna atunci când am vrea noi. Nu ne împlinește rugăciunea așa cum am vrea noi să ne împlinească. Dar El, fiți sigur că dă infinit mai mult decât știm să-i cerem noi. Și atunci când hotărăște El, nu când hotărâm noi. Doamne, acum! Să avem această încredere totală în Dumnezeu și să continuăm să ne rugăm în toate necazurile noastre, nu numai acum când ne-a presat acest COVID-19. Necazurile vor fi totdeauna pe noi oamenii cât trăim pe pământ. Să nu ne descurajăm niciodată în rugăciune. Să continuăm să ne rugăm știind bine că Dumnezeu, chiar dacă întârzie, El ne va asculta rugăciunea și o va face într-un mod mult mai bine decât îi cerem și vrem noi. Ne vom convinge și după trecerea acestei perioade de epidemie, de pandemie, noi sperăm ca lumea să revină la o viață mai bună, la o viață demnă de om, de fiu al lui Dumnezeu, fără atâta ură, fără atâta dușmănie, fără atâta imoralitate, fără atâtea nedreptăți, fără atâta bătaie de joc, de natură, de creație, pentru că Dumnezeu ne-a dat-o să ne folosim de ea, dar nu să ne batem joc de ea. Și așa mai departe, sperăm acest lucru. Mergem mai departe, al doilea punct al reflecției din prefața zilei, care, vă spuneam, sintetizează Evanghelia, spune așa prefața, că Iisus, fiind din veșnicie Dumnezeu adevărat, deci am văzut om adevărat, l-a plâns pe prietenul Lazar, spune prefața mai departe că Iisus, fiind Dumnezeu adevărat, l-a chemat pe Lazar, prietenul său, din mormânt la viață, l-a înviat. Aici s-a arătat mai mult decât într-o vindecare oarecare, înviindu-l din morți pe Lazar, puterea sa dumnezeiască. Dovadă că El era cu adevărat Dumnezeu, care a venit să-L cheme pe om la viață, nu la moarte. Iisus, știm prea bine, așa ne spune și Evanghelistul Ioan, la începutul Evangheliei sale, este cuvântul care s-a făcut trup. Toate au fost create prin El și nimic din ceea ce a fost creat n-a fost creat fără El. El ne-a creat pentru viață, nu pentru moarte. Moartea și toate relele din lume au venit din cauza noastră, pentru că am păcătuit. Păcatul lui Adam și Eva, păcatele care s-au mulțit în lume și au căpătat proporții catastrofale, spunem noi, în ultimii ani, acestea au adus și aduc relele, nenorocirile pe fața pământului. Biserica ne cheamă în numele lui Hristos, convertiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, faceți pocăință. Nu mai continuați să trăiți așa, pentru că vă ucideți singur voi pe voi înșivă. Lazar a murit, ca toți muritorii acestui pământ. Cum vă spuneam, a fost înmormântat în aceeași zi. Piatra a fost pusă numai provizoriu la mormântul său. De ce? Pentru că era credința la evrei că sufletul omului se mai învârte prin jurul trupului mort. Și dacă în cazul că n-a fost o moarte adevărată și revine, se poate ieși din mormânt.
Era această credință, credință la ei. Condoleanțele țineau 30 de zile. De aceea și, cum relatează evanghelistul, Maria a rămas în casă să primească condoleanțe de la rude, de la prieteni. Numai Marta a ieșit și a purtat acel dialog cu Iisus, pe care l-am ascultat. Iisus ajunge la mormânt după 4 zile. Și în fața mormântului, atenție, el face o rugăciune, nu de cerere, cum a făcut Ilie, Elizeu, Petru, Paul, care și ei au înviat morți, dar nu cu puterea lor, și au trebuit să ceară de la Dumnezeu. Dumnezeu, prin ei, a realizat acele învieri. Iisus face o rugăciune nu să ceară ajutorul lui Dumnezeu ca să-l învie pe Lazar, ci face o rugăciune de preamărire, o rugăciune de laudă adusă lui Dumnezeu, care este stăpânul vieții și al morții. Și cu puterea sa dumnezeiască se adresează mortului strigând, îi poruncește, Lazare, ieși afară! Cei care ați fost în Israel și ați vizitat mormântul lui Lazar, poate ați și coborât acolo, că am coborât, e foarte adânc, la 10-15 metri, atenție, noi facem mormintele noastre la 2 metri, să spunem. 10-15 metri, așa, pe niște scări înguste, periculoase, dar m-am dus până jos. Lazare, ieși afară! Și mortul s-a ridicat așa cum era el înfășat și a ieșit afară. Vă dați seama ce impresie pentru cei din jur. Fără suflare, fără cuvinte. Ca cineva, Iisus, pe care îl știau ca învățătorul din Nazaret, să învie un mort. Mort de 4 zile, intrat în putrefacție. Iisus arată, pe de o parte, că este om adevărat, pentru că, spune evanghelistul, s-a înfiorat, a cutremurat, s-a tulburat, a lăcrimat. Cum să nu lăcrimeze Iisus în fața morții, în fața nu numai lui Lazar, dar în fața atâtor morți a noastră, știind cum Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii să fim buni, să fim iubitori, după chipul și asemănarea sa, să ne respectăm, să ne iubim. Cum să nu lăcrimeze Iisus când vede că omul trăiește ca o mortăciune, nu ca adevărat fiu al lui Dumnezeu, trăiește ca un om mort din punct de vedere sufletesc, înglodat până peste cap în păcate, ajungând, cum ați auzit de atâtea ori, astăzi omul să piardă și simțul păcatului, să facă păcate cu iotura, fără să considere că ar fi ceva rău. Cum să nu plângă Iisus? Moartea, care este marele și invincibilul dușman al omului, va rămâne până la sfârșitul veacurilor. Toți vom muri într-o zi. Dar e vorba nu numai de moarte trupească, este vorba și de moarte sufletească, spirituală. Ori Iisus a venit pe pământ să ne învie total, să ne scoată din mormântul păcatelor noastre în primul rând și la sfârșitul vieții să ne învie glorios. Și a demonstrat-o înviindu-l pe Lazar, înviindu-o pe fiica lui Iair, pe tânărul din Nain, 3 învieri și apoi propria sa înviere. Celelalte au fost un preambul, o prezicere, dacă vreți, a învierii sale glorioase din morți. Trecem și la al treilea punct și mai pe scurt un pic. Spune prefața că Iisus, arătându-și mila față de întreg neamul omenesc, prin tainele sfinte, ne duce pe toți la o viață nouă. Deci aici prefața ne face să reflectăm la noi înșine, ascultând și meditând fragmentul din Evanghelie cu învierea lui Lazar. Prin tainele sfinte ne face Iisus, care e Dumnezeu adevărat și om adevărat,
să ne ducă să înviem, să ne dea viața cea nouă? Care sunt aceste taine sfinte care ne învie la viața cea nouă? Botezul și spovada, reconcilierea. De aceea v-am spus și nu mai amintesc acum puțin că tot postul mare, în fiecare an, biserica evidențiază acest caracter baptismal al postului mare și ne cheamă la spovadă, la convertire, la înviere, la o viață nouă. În noaptea de Paști, așa cum știm, anul acesta nu veți putea fi prezenți, cei care mă ascultați la radio acum sau mă urmăriți pe internet, veți sta acasă, dar vă îndemn să vă procurați fiecare lumânare acasă, în familie, și să o aprindeți chiar la începutul celebrării din Noaptea Sfântă, iar la momentul potrivit, cu lumânarea aprinsă, să reînnoiți cu noi puținii care suntem în biserică, în catedrală sau în alte biserici care transmit celebrările noastre, să reînnoiți și să reînnoim toți promisiunile de la botez. Mă lepăd de Satana, de toate faptele lui, renunț la păcat, renunț la toate relele și păcatele vieții mele, cred în Dumnezeu și vreau să-i arăt printr-o ținută nouă, demnă, că sunt copilul său. Astăzi, Hristos, să ne-l închipuim apropiindu-se și de mine care vă predic, și de dumneavoastră cei prezenți, și de cei care mă vedeți sau mă ascultați la Radio Maria, se oprește în dreptul fiecăruia dintre noi și mai ales în dreptul acelora care încă zac în păcate de moarte, sunt morți. Și ne spune, Lazare, Iosife, Marie, Gheorghe și așa mai departe, ieși afară, ieși afară din egoismul tău, din nepăsarea ta, din necredința ta, din superficialitatea ta, din comoditățile tale, din tot ceea ce înseamnă răutate și păcat, pentru că acestea te fac mort, ieși afară. Am venit să-ți dau viața și să-ți o dau din plin. Doamne, cred că ești învierea și viața. Amin. Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șa de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. O Dumnezeule atotputernic și veșnic, odihnă în osteneală, sprijin în slăbiciune, de la Tine toate creaturile primesc forță, existență și viață. Venim la Tine pentru a invoca milostivirea Ta,
asupra noastră, asupra bisericii și asupra lumii întregi. Iisuse Hristoase, Tu ai călătorit prin orașe și sate, vindecând orice boală și neputință. La porunca Ta, bolnavii s-au vindecat. Vino în ajutorul nostru în mijlocul răspândirii globale a coronavirusului, ca să simțim iubirea Ta care vindecă. Te rugăm, ascultă-ne! Vindecă-i pe cei care sunt infectați de acest virus. Ajută-i să-și recapete puterile și sănătatea prin îngrijire medicală de calitate. Te rugăm, ascultă-ne! Vindecă-ne de teama care împiedică națiunile să acționeze împreună și pe vecini să se ajute reciproc. Te rugăm, ascultă-ne! Vindecă-ne de mândria care ne face să credem că nu suntem vulnerabili în fața acestei boli care nu are hotare. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse Hristoase, vindecătorul tuturor, rămâi cu noi în aceste vremuri de nesiguranță și durere. Fii alături de cei care au murit din cauza acestui virus. Fă ca ei să se odihnească cu Tine în pacea veșnică. Te rugăm, ascultă-ne! Fii alături de familiile celor care sunt bolnavi sau au murit. În timp ce sunt îngrijorate sau îndurerate, ferește-le de boală și de disperare. Te rugăm, ascultă-ne! Fii alături de medici, de asistenții medicali, de cercetători și de toți lucrătorii sanitari care se străduiesc să-i vindece și să-i ajute pe cei afectați de acest virus și care își asumă riscuri în acest proces. Fă ca ei să simtă ocrotirea și pacea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Fie că suntem acasă sau departe, înconjurați de mulți oameni care suferă de această boală sau doar câțiva, Iisuse Hristoase, rămâi cu noi în timp ce îndurăm și plângem, stăruim și ne pregătim. În locul anxietății noastre, dă-ne pacea Ta. Iisuse Hristoase, vindecă-ne, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul. Să primească Domnul jertfa
biserici. Ascultă, Dumnezeule atotputernic, pe noi slujitorii Tăi, pe care ne-ai hrănit cu învățătura credinței creștine, și purifică-ne, Te rugăm, prin puterea acestei jertfe, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, fiind om adevărat, l-a plâns pe prietenul său Lazar și fiind din veșnicie Dumnezeu adevărat, l-a chemat din mormânt la viață. Iar acum, arătându-și mila față de întregul neam omenesc, prin tainele sfinte ne duce la o viață nouă. Prin El se închină maiestății Tale corpele de îngeri, care se bucură de-a pururi de vederea feței Tale. Te rugăm, îngăduie să ne unim și noi glasurile noastre cu ale lor, ca toți împreună să-ți cântăm cu bucurie. Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale, și recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întării, în credință și dragoste, biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și
bună, Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. O Iisuse, te crede față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima
și doresc să fii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Dumnezeule atotputernic, să ne dai harul de a fi purul mădulare vii ale Fiului Tău, cu al cărui trup și sânge ne împărtășim, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Să fie cu voi și cu
fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Câteva anunțuri biscădincioși, chiar dacă am trecut la ora de vară, liturghia de seară se va celebra în continuare la ora 18. Joi 2 aprilie, preasfințitul Iosif Păuleț va prezenta ultima cateheză din postul mare, începând tot cu ora 19. Duminica viitoare, așadar, este Duminica Florilor. Programul Sfintelor Liturghii din Catedrală va fi următorul: 8, 9 și un sfert, 11, 30 și 17. Așadar, după amiază va fi doar o sfântă liturghie. Fiind a 25-a zi mondială a tineretului, la ora 16 și 15 minute se va celebra Calea Sfintei Cruci cu texte speciale pregătite de tineri. De flori, în fiecare an, după amiaza, se suspendau liturghiile de la ora 16 și 18, dând astfel posibilitatea credincioșilor de la parohiile din Iași să ia parte la liturghia celebrată la ora 17, care îi avea în centrul atenției pe tineri în mod special. Noi, cei de la Episcopie și Parohie, vom asigura oficierea și participarea la ceremoniile și celebrările de flori. Dumneavoastră, de acasă, vă puteți alătura și, ca și cum ați fi prezenți în catedrală, vă îndemnăm să participați trup și suflet. Pe bolnavi, pentru a evita contagierea, nu vom putea să-i vizităm așa cum se obișnuia înainte de Paști. Totuși, luni 30 martie, în cursul dimineții, îi vom contacta telefonic pentru un moment de rugăciune împreună și pentru a face împărtășania spirituală. Vom relua vizitele obișnuite din vinerea întâi, imediat ce se vor ridica restricțiile. Meditând la cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc, rostite vineri 27 martie în piața Sfântul Petru, ne unim glasul lăuntric al inimilor noastre și, încrezători în iubirea și grija pe care Mântuitorul ne-o poartă, îl rugăm să aibă milă de noi și de întreaga lume. Domnul să ne dea tuturor răbdarea și puterea necesare ca să trecem cu bine peste aceste momente de încercare. Lăudat să fie Iisus Hristos! Vecii vecilor, amin! Vreau să adaug la aceste anunțuri făcute de Părintele Decan și Paroh de Iași, Părintele Budău Paul, și înainte ca diaconul care este alături de noi aici să ne dea trimiterea, să adaug îndemnul meu părintesc, mai bine zis să revin la el, în numele solidarității creștine și umane, vă îndemn, stați acasă cât mai izolat, ca să putem învinge mai ușor și mai repede acest viciu devastator. COVID-19. Nu vă expuneți decât în condițiile prevăzute de această stare de urgență și, bineînțeles, cu echipament corespunzător, pentru a nu primi de la alții și nici de a duce altora acest virus. În felul acesta îl vom învinge mai ușor și mai repede. Sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu. Rugați-vă acasă, intrați mai departe în legătură cu noi cei din biserică, la orele de rugăciune, la Sfânta Liturghie, la adorație, la Calea Crucii, Rozariu și alte devoțiuni. Umpleți timpul acasă fiind cu lucruri folositoare, diversificate,
dar cu moralitate sănătoasă, creștină. Evitați păcatele, cauza principală a răului din lume. Alegeți programe sănătoase din punct de vedere moral, la televizor, radio și mai ales pe internet. Rezistați ispitirilor venite din partea Duhului Rău. Faceți acte de căință desăvârșită, adică treziți în suflet acea părere de rău, de păcate, pentru că prin ele l-am supărat pe Dumnezeu. Însoțit această părere de rău și cu hotărârea de îndreptare. Faceți împărtășanii spirituale, adică chemați-L pe Iisus să vină în mod spiritual, în inimă, folosind cuvinte libere, dar care să conțină această idee. Iisuse, eu cred că ești de față în Sfânta Eucaristie, te iubesc, vreau să vii în inima mea, vino și pună stăpânire pe ea. Apoi păstrăm un moment de tăcere și stăm de vorbă în taina sufletului cu Iisus primit astfel spiritual în inima noastră, după care îi mulțumim. Îți mulțumesc, Iisuse, că ai venit astfel în inima mea. În felul acesta putem continua să ne trăim, chiar dacă nu puteți veni fizic în casa lui Dumnezeu, credința pe care am primit-o la botez. Încredințați-vă total viața în mâinile lui Dumnezeu. Mulțumiți-i și rugați-l ca să vă dea tot ceea ce aveți nevoie. În felul acesta puteți obține, așa cum ne învață oficial Biserica, chiar și indulgența plenară, când știm că se cere și împărtășania sacramentală, dar ținând cont de aceste condiții, faceți împărtășanie spirituală și puteți obține indulgența plenară, sigur spunând și o rugăciune întotdeauna după intenția Sfântului Părinte Papa. Muribunzii, pe dumneavoastră cei care le sunteți alături, îndemnați-i să facă această căință desăvârșită în cazul în care nu poate ajunge preotul pentru ca să le dea Sfintele Taine muribunzilor. Inspirați-le gândul la ureche, alături de ei, uite, să-ți pară rău că l-ai supărat prin păcate pe Dumnezeu, cere iertare. În felul acesta îi pot obține iertarea păcatelor și se pot mântui în situația concretă în care se află, neputând fi prezent alături de ei și preotul. Încheiem toată celebrarea aceasta cu rugăciunea Îngerul Domnului, invocând-o pe Fecioara Maria să fie alături de noi și să ne mijlocească ajutorul de care avem nevoie în aceste vremuri de grea încercare. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. O Marie, tămăduitoare bolnavilor, Sfinte Iosife, toți Sfinții și Sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim Lui.